Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. A fost o mică întârziere căci uneori echipamentele o iau așa de capul lor crezând că pot să-și facă propria lege. Din fericire le-am dovedit și le mulțumesc colegilor de la HDV că au dat lucrurile peste cap ca în povești și le-au pus la locurile lor. Alții cred că pot să facă chiar orice și vă spuneam aseară când se termina emisiunea că vom veni cu informații explozive și după cum ați văzut, am venit. Cazul despre care vreau să vorbesc în câteva cuvinte este cel al polițistului care lucra pentru DICOT în mai multe dosare și care a fost prins luând mită. Aș spune doar atât. Nimeni nu este mai presus de lege și atunci când unii cred că nimeni nu-i poate dovedi că au trecut de partea infractorilor, au pierdut. Pentru că întotdeauna vor mai fi niște băieți buni care să aplice legea, chiar dacă sunt o mână de oameni. Asta e cel mai bună dovadă a faptului că oamenii de calitate sunt puțini. Puțin și uneori ne băgați în seamă, chiar dacă fac lucruri importante și lucruri altfel pe care nu le găsești chiar pe toate drumurile. Așa că astăzi, deși vă așteptăm să discutăm mai mult despre corupție, despre bani murdari, despre mafia care încearcă să sugrume sub o formă sau alta sistemul judiciar, vă dezamăgesc. Vom discuta despre altceva. Nu despre arta de a sugruma justiția, unii și-au făcut un sport din asta, ci pur și simplu despre artă cu sculptorul Marius Leonte, cel care a devenit cunoscut deja pentru că a adus la Timișoara Instalartul. Bună seara, bine ați venit la Press Alert Live. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. V-aș întreba, plecând de la ce povesteam și înainte de emisiune, așa, când dați drumul la televizor și vă mai opriți din chestiunile legate strict de meserie, din sculptat, din instalat și mai vedeți câte o știre, bănuiesc că nu vă uitați la Capatos, dar vedeți câte o știre și vedeți că tot pică oameni, tot prinde DNA-ul, ba un polițist, ba un procuror, ba un ministru, ba un secretar de stat cu șpagă. Ce vă trece prin cap? Adică oamenii ăștia chiar nu înțeleg că s-a schimbat ceva în țara asta? A trebuit să vă spun că nu m-am uitat la televizor de foarte mult timp. Cred că sunt 2 ani de când nu am mai dat drumul la televizor. Vă uitați pe telefon? M-am mai uit pe net de când în când. Dar ca să răspund totuși la întrebarea dumneavoastră, cred că nu își dau seama, într-adevăr, că lucrurile se schimbă, chiar se schimbă și, da, se cred încă în anii 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, chiar. 2000? Cam de prin anii 2000, cred că oamenii și-au pus problema că hai să facem puțină treabă în România, că nu mai țin. Când a înființat Adrian Năstase PNA-ul pentru Traian Băsescu și a ajuns să-l folosească pentru să fie împotriva lui folosit. Da, cam de pe atunci. Când spuneam că nu mă uit la televizor, trebuie să vă spun că nici nu cunosc numele pe care le vehiculați aici, așa că nu aș putea să... Dar la vot mergeți? Merg, însă, așa, sunt urechist. Cam cum cred eu că, da, e o întrebare bună. Cum fac eu de votez? Dacă nu știți pe principalii actori, cum votează un artist? Așa, se uită la sigle sau la oameni? Cred că un artist, nu știu cum votează, cred că am putea discuta cum ar trebui să voteze. Eu cred că ar trebui să voteze ca orice alt om din social,
în funcție de interesele pe care le are. Și când spun interese, nu mă refer la câți bani câștigă astăzi și dacă își plătește facturile sau nu, sau dacă are apă caldă la bloc, ci dacă omul ales sau propus deservește interesele breslei și, și locului lui din social. Așa aia cred că ar trebui. Uite, chiar dacă tot l-a spomenit pe Adrian Năstase, el, în perioada în care a fost prim-ministru, nu mă privește în acest moment dacă el s-a folosit de asta sau nu. Dar, discutând punctual, secvențial, el a fost foarte apropiat de lumea artistică și a sprijinit-o cu adevărat. Da, oamenii fac lucruri. Așadar, vedeți, nu știu dacă e bine cum am propus să voteze în funcție de breasla lui, pentru că și artistul săracul de el face parte din social. Da, și pe de altă parte, cred că e mai bine să plece și să voteze pe un principiu de genul ăsta decât să voteze pe oricine îi dă, cum era o modă până mai înainte, o sticlă de ulei și un kilogram de zahăr. Păi tot cam aia e. Pentru că eu mă gândesc, cum zic, bă, păi ce poate face asta pentru artiști? Să îl ia în serios, să nu aloce mai mulți bani? Să aloce mai mulți bani, să nu să aibă un statut privilegiat artistul, că așa cred că așa e firesc. Ori el a făcut asta. Dar revin. Dar cu toate acestea, mulți artiști au fost împotriva lui Adrian Năstase și erau, hai să zicem, de dreapta. Sau numai discursul? Eu aș părăsi discuția, că chiar nu mă pricep. Bun, deci cum votează efectiv până la urmă? Am înțeles cum, dar e important să mergem la vot, zic. Asta e important. Asta e sigur că e important. E mers obligația, până la urmă o chestiune pentru care s-a murit în 89 și sigur, pentru asta. Cetățean nu înseamnă să fii artist sau inginer sau cetățean este să fii cetățean. Pur și simplu, faci parte din cetate și îți pui părerea. Da, implicarea asta în cetate, de multe ori spuneam, cel puțin în Timișoara, că nu avem o societate civilă. Că eu, ca jurnalist, văd că de prea multe ori în situații extrem de grave nu avem o reacție a oamenilor care nu sunt înregimentați politic, a oamenilor care sunt trăitori în cetate. Și mi-aduc aminte când s-a decis înlocuirea treptelor catedralei și singurul și cel mai supărat pe bună dreptate la vremea respectivă era colegul meu Adrian Păclișan, care a scris pe Facebook și unii care se dădeau ei mari luptători au început să explice lui Adi cum stă situația în condițiile în care treptele alea nu aveai de ce să le schimbi și erau parte a istoriei acestui oraș. Cu toate acestea au fost înlocuite și unele le-am găsit aruncate la grob de gunoi pe la marginea Timișoarei. Păi asta e definiția românului, să nu se implice constructiv într-o situație apărută, să stea numai să se uite, poate e cineva să rezolve problema asta. Din cauza asta, specialiștii nu sunt consultați. De fapt, ar trebui să vorbim puțin despre construcția societății. Construcția societății, săraca de ea, are nivelul ei cultural și social. Sociocultural. Sociocultural. În jurul acestei entități, care este comunitatea de care vorbeam, ar trebui să graviteze celule de specialiști, care săracii specialiști, ei nu trebuie să facă presiune asupra comunității. Comunitatea, ei nu mai trebuie să anunțe proiectele ce știu să facă. Comunitatea, în funcție de gradul ei de dezvoltare socioculturală, apelează la specialiști să-și rezolve problemele. Această comunitate nu apelează la specialiști. Bine, până la urmă, cred că vârfurile comunității, că liderii, cei din administrația locală, zic. Liderii nu sunt vârfuri, liderii sunt exponentul comunității. Hai să-i spunem atunci administrația locală. Care este exponentul societății. Deci vorbim despre societate acum. Noi nu faptul că sunt primar sau faptul că sunt președintele țării nu înseamnă că sunt un om valoros, corect, ci sunt un exponent potrivit comunității pe care eu o reprezint.
și care m-a reprezint niște oameni. Ei, deci nu sunt ales să conduc, ci sunt ales să organizez conducerea. Comunitatea se autoconduce în definitiv. Asta înseamnă democrație, nu? Și revin la celulele astea de specialiști din jurul, cum, dacă tot m-ați întrebat, spun părerea, pur și simplu. E, oamenii ăștia, datorită faptului că nu există aceste ONG-uri de care vorbeam, care să facă presiune, atenție, nu numai conducătorilor, presiune asupra comunității, să spună oamenilor, băi băieți, voi nu știți că nu trebuie să aruncați hârtii pe jos în oraș. Vă anunț, așa trebuie să facem, zice comunitatea, zice ONG-ul, da? Care trebuie să facă presiune asupra lor. Dar specialiștii din jur, ei trebuie să anunțe că sunt capabili să rezolve aceste probleme. Ghiși ce? Comunitatea trebuie să apeleze la acești specialiști ca să-și rezolve problemele. Specialiștii nu se bagă, nu sunt băgați, nu sunt ceruți de comunitate pentru a... Asta este problema, după părerea mea. Pe de altă parte, sunt situații când specialiștii își spun părerea și unii care conduc spun, hai mă lăsați, că noi știm, pe noi ne-a ales poporul, noi decidem. Și-a fost situația. Păi exact ce spuneam, hai să nu mai vorbim despre conducători. Comunitatea, de fapt comunitatea spune specialiștilor că ea știe mai bine. Mulțumim, la revedere. Faceți-vă de cap. Și din cauza asta suntem aici. Și-și fac. E o chestiune care păi ține în America de... credeți că îmi pot permite eu ca designer, am făcut școală, am făcut master, credeți că mi-aș permite eu să mă duc să amenajez o casă numai pentru faptul că am făcut o școală? Nu, frate. Îmi trebuie hârtie, îmi trebuie dovadă că sunt capabil să fac o casă și toate lucrurile astea sunt foarte bine reglementate. Atâta timp cât lucrurile astea la România nu sunt reglementate, despre ce vorbim? Despre libertate. Când, întotdeauna când vrei să faci ceva, să pui o regulă, să pui ordine în anumite lucruri, voi, libertate, asta se spune, ăsta e principalul argument, deci nu? Ne mai trebuie vreo 200 de ani. Greșesc? Nu greșiți, dar această libertate de care, atenție, avem nevoie, n-avem ce face, ea trebuie să sedimenteze în timp. Adică în sute de ani. Da, pe de altă parte, sunt nenumărate situații în care oamenii nu înțeleg că libertatea ta se oprește acolo unde începe să îngrădească libertatea altuia. Da, dar asta ține tot de reglementare. Dacă eu nu sunt capabil să mă autoreglementez, ca să zic așa, degeaba am specialiști în reglementare. Că oamenii ăștia n-au cum să mă preseze să fiu în regulă. Da. Și atunci trebuie timp ca eu să ajung la concluzia. Să-mi rup picioarele, să mă lovesc la mâini, să fiu invadat de gunoaie, să nu mai suport. Și încet, încet... Vă întrerup, doamnelor și domnilor, informație de ultimă oră. Și unde le puteți afla informațiile de ultimă oră, dacă nu la Press Alert Live? Polițistul Nicu Mihăil Țoaia a fost arestat pentru 30 de zile de tribunalul Timiș. În urmă cu câteva minute, judecătorul de drepturi și libertăți a decis arestarea acestuia pentru 30 de zile, considerând că sunt destule indicii care să justifice cererea DNA și că lăsarea lui în libertate prezintă un pericol pentru ordinea publică și pentru anchetă. Trebuie spus că decizia nu este definitivă, poate fi atacată cu contestație la Curtea de Apel Timișoara. Probabil că această contestație va fi judecată în cursul aceleași săptămâni. Așadar, informație de ultimă oră, polițistul de frontieră prins ieri cu 7.000 de euro în flagrant de DNA Timișoara a fost arestat. Îmi cer scuze... Asta cineva a reglementat o chestiune. Cum e când te găsește cu 7.000 de euro șpagă în buzunar, tu polițist de frontieră, 30 de zile pentru început. Cum vorbeam mai înainte, ne trebuie puțin timp să înțelegem că nu mai merge.
Adică dacă în anii 90 puteam să facem ce dorim noi, deja, după cum tot acum ați dat un exemplu, lucrurile intră cât de cât în normal. Da, da, chestiunea asta cu intratul normal e așa relativ, pentru că îți dai seama că atunci când crezi că nu te mai poate uimi nimic, mai apare câte un caz care zici, păi da, până acolo s-au dus. Ne aducem aminte de la celebrele privatizări, da? Până la dosarul Microsoft sau până la orice chestiune, până la o chestiune de genul acesta. Au fost oameni din DNA, polițiști din DNA, da? Care, sau chiar un procuror din DNA care au fost arestați. Deci, de important e zic că mecanismul și SIT a început să cernă și se autoreglează măcar instituțiile astea de forță și care sunt puse așa cumva ca ultim stăvilar. Da. Bun. Revenind la lucrurile mai legere, așa, mai legere, zic mai legere, că o să vedem că uneori sunt mai complicate decât par. Ce faceți la Timișoara acum? Am adus un proiect de design, un proiect pe care se derulează la... Poate ar trebui să vorbim puțin despre design? Sau vorbim despre... și de design, dar să zicem prima dată de proiect. Eu conduc un ONG, o asociație culturală, care dezvoltă proiecte de promovare a artei contemporane și proiectul începe la București, e un proiect anual, proiectul începe în mai, în timpul Romanian Design Week, la București, spuneam, și de 2 ani îl plimb prin țară, în cele mai importante centre culturale din România, Iași, Cluj și Timișoara. Am fost la Iași săptămâna trecută, a venit rândul Timișoarei și în curând o să mergem la Cluj cu proiectul. Instalar care este... O asociație culturală, spuneam. Proiectul, da, și care este în Timișoara vineri. Vineri seara la ora 7. La Amfora, nu? La Amfora. Practic vom participa la vernisajul expoziției. Proiectul este de fapt o expoziție de design, spuneam. O expoziție de design care nu se vrea super specializată. Știți, designul este o ocupație a omului care se ocupă cu proiectarea și construcția tuturor obiectelor din jurul nostru. Poate veți avea o surpriză să vă spun că o coală de scris A4 este un obiect de design. Un obiect gândit de un om care folosește altor oameni. El trebuie să aibă o formă și să respecte niște reguli de funcționare, de folosire. De unde e ideea asta cu instalatul? De unde a venit proiectul? Cum ați ajuns la proiectul ăsta? Că e un proiect, n-am auzit să fie în România foarte multe proiecte de genul acesta. Sau cel puțin care să treacă prin Timișoara, zic. Da, păi trec prin Timișoara, proiectul nostru trece prin Timișoara pentru că aș vrea ca promovarea noțiunii de design, cum spuneam, să fie de promovarea asta să se bucure toți oamenii din România, adică din centrele culturale importante. Din cauza asta am ajuns la Timișoara. Cum a venit ideea acestui, asta mă întrebați, da. Cum a venit ideea acestui proiect? Păi, după cum știți, la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. Așa se crede că ne pricepem și la design. Eu am remarcat lucrul ăsta. Se strâng două fete și un băiat, îndoi o bucată din plastic și zic, uite că am creat o lampă și am făcut un obiect de design. Nu asta înseamnă design. Instalart și-a propus să explice și să promoveze meseria de designer și conceptul de design, pur și simplu. Și când a făcut prima ediție, acum este a doua, nu? Acum este a patra ediție.
a patra ediție. La Timișoara, dumneavoastră la Timișoara, de Timișoara, a doua la Timișoara. De anul trecut am hotărât să mergem în țară. Am înțeles. Deci și anul trecut de-aia eram fost, cu a doua, sigur. Că știu că am fost anul trecut la prima ediție. Vă întreb un lucru. De obicei arte și spun că nu au bani, că marea problemă sunt banii. Se mai găsesc tot bani? Tot oamenii pentru... spun că au probleme cu banii. Da, în cazul artiștilor, ia... E un lucru, e așa, un lucru, dacă nu spune un artist că e o problemă cu finanțarea culturii, te uiți la el. E o problemă culturală, de fapt, să știți, pentru că se pune problema așa, un inginer nu se plânge că nu există bani, pentru că produsul muncii lui se integrează automat în social. Mai mult de atât, ce spuneam mai devreme, socialul îi cere acest produs, are nevoie, îl comandă. Artistul are o problemă cu produsul muncii lui, că oamenii din jurul lui, adică nivelul cultural al omului din jurul lui, nu-i cere acest produs. E groaznic. Să știi să faci lucruri minunate, să știi cum le faci, să știi la și la ce folosesc și oamenii care ar trebui să beneficieze de asta, să te nici ignore. Măcar nu știu că au nevoie de acel lucru, de acel produs. Asta e rolul instalat. Să te anunțe că ai nevoie de design și să te mai anunțe că în acest spațiu cultural România există designeri de marcă, mari, atenție, nu folosesc cuvinte mari. Tocmai din cauza asta am dat exemplu că am spus puțin mai devreme că se strâng două fete și un băiat și îmi doaie un plastic să fac o lampă și cred că au făcut design. Pentru a sublinia lucrul ăsta am să vă dau exemplu de mari designeri de care tot vă spun că există, români, care lucrează în marile agenții de design din lume. O să vă explic și de ce lucrează acolo și nu aici. Au piața acolo. Exact. Tocmai asta spuneam. Oamenii din jurul meu, indiferent cât de bun sunt eu, dacă nu au nevoie de munca mea și de gândul meu, suntem falimentari amândoi. Eu nu am bani să pot produce acele obiecte de care tu ai nevoie. Și din cauza asta mă plâng. De fapt, artiștii nu se plâng de bani. Se plâng de faptul că nu-și pot face meserie. Dar să revin la exemplele astea de mari designeri români care lucrează la marile agenții de design din lume. Pininfarina este number one, să zicem, în ce privește designul. Când ai spus de Pininfarina, designul este la maxim. Pininfarina este o agenție de design, adică socialul de acolo, de mai dincolo de Arad, este așa de bine conturat și bine reglementat, astfel încât e nevoie nu de designer, de o agenție de design. Care ce face agenția asta de design? Există acolo, cu riscul de a face reclamă companiilor ăstora, Mercedes-Benz, da, și sunt companii. Atât de puternici încât așa. Sunt companii acolo care au nevoie de design, da? Pentru că oamenii ăștia vând și cumpără. Nu vă imaginați, au și ei angajați designeri care gândesc un obiect și care îl construiesc în așa fel încât să fie folosit bine și vândut bine în același timp. Dar ei nu-și pierd timpul cu creația. Ei se duc la o agenție de design care au angajați designeri mari și în felul ăsta își rezolvă problemele. Au angajat designeri ca să fie interfața cu fabrica de design, ca să zic așa. Da. Așadar, la acest Pininfarina există senior designer Ion Șetran. Câți români știu oare lucrul acesta? Câți români? Decât cei pe care i-am informat eu cu Instalart. Așa. A desenat Testarossa de la Ferrari, acest domn. Nu știu dacă știți. Ion dacă Șetran, nu știți, aflați nu, acum. Nu, e asta. Fabulos. Nicola Ciuchindel a murit acum 2 ani. Asta e viața. A fost senior designer la Chanel la Paris. Ceasurile desenate de el, la secțiunea orologerie de la Chanel. Ceasurile desenate de el valorează între 180.000 și 380.000 de euro. Vă imaginați că chiar e nevoie de design pentru un obiect care este vândut cu 380.000 de euro. Ștefanel Baruciev
este designer la Pilotfish. Pilotfish e la München, o agenție de design asemănătoare cu Pininfarina, care desenează orice. Pilotfish desenează device-uri, computere, telefoane. Ștefanel Baruciev n-a împlinit 40 de ani, dar a desenat telefonul Motorola RAZR, dacă vi-l amintiți, ăla care se deschidea. E desenat de el. Da, și s-a construit după desenul și proiectul lui. Marcel Klammer, acești oameni pe care vi enumăr eu numele lor, nu sunt numai alese și găsite. Au participat la proiectul pe care eu îl dezvolt. Cu asta ne ocupăm noi. Prezentăm, ne folosim de numele și imaginea trendsetterilor în această meserie ca să vă anunțăm că există și ei și designul. Și în același timp, un alt rol subsidiar este să dăm încredere copiilor care termină facultatea de design că designul chiar există și că oamenii ăștia nu sunt o poveste, ei sunt. Poți să pui mâna pe ei. Îi aduceți, i-ați avut în proiecte, bănuiesc că la ei timpul e foarte prețios, de aia ați adus în proiecte să-i atingă lumea, ca să zic așa? Sigur. Păi uitați-vă pe site-ul nostru www.instalart.ro și acolo vedeți cum se-au desfășurat toate proiectele noastre. În 2013 s-a derulat proiectul de care vă spun, Nicola Ciuchindel de la Chanel Orologerie Paris, Ion Șetran de la Pininfarina, Marcel Klammer, atenție, este un designer freelancer, nu e angajat nicăieri, dar are peste 600 de obiecte desenate și realizate de companii din lume, din toată lumea. Știți ce înseamnă 600 de obiecte realizate, nu 600 de proiecte? 600 este un obiect desenat de el. E imens. Ăsta este un al patrulea invitat al nostru. Mihai Popescu este laureat al premiului Restaurant and Bar de la Londra. Deci oameni mari și importanți care chiar fac design. Bun. În condițiile acestea, constat că marii designeri români nu mai sunt în țară. Păi în condițiile astea, aici? N-au ce face. Bun. Și întrebarea mea este, ce se întâmplă cu cei care ies? Păi pleacă și ei, ce să fac? Pe bandă rulantă de pe școli, din facultăți. Pleacă cei care sunt buni. Pleacă și ei, dar nu e trist asta. Această meserie este specială. Imaginați-vă că ne aflăm nu, e trist că nu avem o piață și că nu se dezvoltă lucrurile, da, și în România. Zic că e trist. Da, dar nu e... Păi stați puțin, hai să ducem lucrurile puțin, să le împingem puțin mai spre absurd și să ne imaginăm că ne-am născut în junglă în Amazonia și suntem foarte talentați pentru design. Nu putem să plângem că nu există piață de design în jungla din Amazonia. Tocmai ziceați că în România e o problemă. Mă sui în căruță, mă duc la primul oraș, de acolo mă sui în autobuz, mă duc în avion și ajung la München, frate. Că acolo e nevoie de mine, e simplu. Nu pot să inventez o nouă societate pentru că... Evident, dar societatea poate fi educată? Cu asta mă ocup eu. Încerc să... Dar n-aș folosi cuvântul ăsta să educ, ci să promovez această situație ca societatea să înțeleagă mai ușor unele lucruri. Așa aș zice eu, educația. Și vă iese, ca să zic așa, după 4 ani, după 3 ani, ăsta e al 4-lea ani, care e feedback-ul, care e reacția publicului? Păi tot așa, vă invit să vă uitați pe www.instalart.ro, acolo descriem cum funcționează proiectele noastre. Și veți vedea că, să vă dau un exemplu, la Iași, de exemplu, am avut imaginați-vă, la Iași, un eveniment, să zicem cultural, nu? E un eveniment cultural. Da. Au fost peste 600 de oameni la vernisaj. 600 de oameni în orașul Iași. Știți ce înseamnă asta? Imens! Să vii la o expoziție, 600 de oameni, dintr-o dată. La Timișoara nu a fost chiar așa, au fost numai 300, dar... Aici sunt lucrurile mai mult comerciale. Dar totuși, hai să ne gândim că e vorba despre expoziție de artă
Și sunt 300 de oameni care, arătați-mi și mie un eveniment pe aici, un, sau oriunde, nu aici, nu vreau să spun de Timișoara, în România, în care pe la București să vedeți vreo 600-700, tot așa. Dacă am luat proporțiile București, la București cu Timișoara... E în regulă, stăm bine. Suntem bine, da. Să primim, da, partea plină a paharului. Da, eu încerc să vă răspund la întrebarea pe care, da, mi-a spus-o, dacă avem rezultate în munca noastră de promovare, da, a designului. Da. Păi, cred că ce am spus răspunde la întrebare. Uitați-vă, hai să ne uităm în jurul nostru, nu contează că e la București, Iași sau Timișoara, la un eveniment cultural, nu vin mai mult de 50 de oameni. 40-50 de oameni, zici că a fost deja aglomerație la un vernisaj. Eu vorbesc aici de 700 de oameni. Și la, chiar la Timișoara, unde omul se mișcă mai greu, e așa, mai, așa, mai lent. Așa. 300 de oameni să vină să vadă o expoziție. La Cluj ați fost? La Cluj, da, și urmează să mergem acum pe 3. Am fost. La Cluj, la fel. Cam 300. Vreo 150 100. De oameni. Mai rău ca Timișoara? Da. Cum? Păi Clujul care se lăuda cu... cultura, cu, da, viața lor aici, culturală. Acolo la Cluj, cred că lucrurile stau așa, sunt atât de multe evenimente, într-un spațiu mic, atenție, mai mult decât la București. Bucureștiul e mare și e normal să fie acolo evenimente multe, da? E, Clujul e mic și are evenimente multe. Timișoara e tot mic și are evenimente normale pentru ce se întâmplă în orașul ăsta, da? E, din cauza asta, datorită acestor multe evenimente care se întâmplă la Cluj, părerea mea este că se disipează publicul. Ama, nici cum e bine. Nu știu. Care e soluția? Ori evenimente multe, ori ai mai puțin. Ei, nu, cred că ține de, cum spuneam și cu Adi mai devreme, chiar și la, în ce privește postul dumneavoastră, cred că ține totuși de cum promovezi acel eveniment. E, și ăsta e un business. Adică eu sunt super profesionist, designerul meu invitat este super profesionist, eu să construiesc contentul sunt super, super profesionist, dar mai am nevoie de un super profesionist care să-mi promoveze întâmplarea asta. Corect. Ăsta e rolul InstaLart, să promoveze aceste proiecte. Și, cum vă spuneam, se pare că ne iese. Dacă v-am convins pe dumneavoastră să veniți la vernisaj, vă, da, dați seama. Dacă sunt în... Nu numai că ne ajutați să ne promovați, dar și veniți să participați la, promit, vernisaj. Dacă sunt în oraș, vin. Acum, da, la noi, în meseria asta, aseară era mai să plec din emisiune când am avut primele informații că se întâmplă ceva. E ca la urgențe. În presă, în termeni reali, e ca la urgențe. Nu știi, da, când se întâmplă ceva și trebuie să pleci. Atunci când vrei să faci presă și nu vrei să copiezi de la alții. Asta cu plagiatul e un... Așa e în toate domeniile, nu numai în presă. E... Da, apropo, așa, că tot vorbeam de România și la început discutam de corupție. E o mare discuție acum cu plagiatele, cu furatul, cu copiatul. Fac parte lucrurile astea din chestiunile fundamentale ale poporului român? Că dacă ne uităm, sau e doar o chestiune, de exemplu, în cazul doctoratelor, nu, doar cred, de modă? Nu, adică... nici de modă, e de bani, e de business. Eu, ca să fiu profesor acum, dacă aș vrea să fiu profesor, chiar dacă sunt super talentat și am foarte multe lucruri de spus, ca să mă angajez profesor la Universitatea de Artă, trebuie să am doctoratul. Deci e o condiție asta. Și atunci ce fac? Ținta mea e să fiu profesor? Păi mă duc și o să fac doctorat. Cum să face, frate, un doctorat? Și un doctorand îmi spune, trebuie să vorbești cu omul ăla, să faci aia și să scrii niște texte. Eu habar n-am, nici nu știu ce înseamnă texte. Eu știu să modelez și să-i spun copilului cum să facă mai departe în meseria asta. Dar să scriu niște texte, habar n-am. Nici n-am fost pe la cursurile de istorie artei și nu prea citesc. Că atâta mă duce pe mine capul. Și eu fac totuși doctoratul ca să pot să mă angajez. Același lucru se întâmplă și cu marii noștri politicieni. Nu stăpânesc bine subiectul, dar așa mi-l imaginez. Da, da, da. Oamenii ca să acceadă la un post de conducere sau un post important, are nevoie de acest doctorat. Și atunci îl accesează. Asta e tot. Plagiatul se impune, că dacă eu nu știu ce să fac, ce să fac? Copiez.
E simplu. Nu e nimic complicat în treaba asta. Și nu e o furăciune. Omul are un business de făcut. Și mai are ceva de adăugat la CV ca să poată să facă business-ul. E până la urmă o chestiune de bani. Sigur, nu până la urmă. De aici începe. A, da. Așa cred eu. Vedeți, doamnelor și domnilor, uneori artiștii au niște viziuni foarte simple pentru niște lucruri pe care alții le complică în mod inutil. Pentru că eu nu cred că pe Ponta, de exemplu, dacă ar fi să luăm exemplu, nu-mi place să vehiculez nume, dar el chiar a fost un subiect de discuție în sensul ăsta. Eu nu cred că Ponta ar fi fost votat mai mult sau mai puțin dacă n-avea doctorat. Corect. Sau Ponta nu se ducea la o petrecere să spună, dacă nu spunea că e doctor în drept, nu-l mai băgau lumea în seamă sau nu mai se mai întâlnea cu iubita lui sau cu nevasta. Corect. Pe de altă parte, e o discuție acum legat de Laura Codruța Chiovești, care fiind în fruntea luptei anticorupție, se spune că nu ai putea să conduci tu, să-i acuzi pe alții că sunt necinstiți tu furând. Și nu știm dacă a furat fata. Deocamdată softurile zic că da. Bun. Acum așteptăm comisia de etică a Universității de Vest, da, celebru da, CNATCU de la București, să spună, vom avea la un moment dat o soluție finală. Dar softurile au arătat niște multe, multe potriveli. Asta e un fapt cert, necontestat de nimeni. Nu știu eu. Da. Până la urmă, important, sunt mai importante hârtiile pentru sau ce știe omul să facă? Evident că ce știe omul să facă. Tocmai din cauza asta, oamenii care știu să facă lucruri nu au nevoie de doctorat. Adică chiar nu știu la ce să-mi folosească. Repet, îmi folosește numai dacă vreau să fiu șeful nu știu care, nu știu ce grad, da, da. Dacă vreau să intru în Ministerul Culturii și să conduc nu știu ce secțiune. Acolo îmi cere să fac doctorat. Păi și îmi fac doctoratul, frate, ce să fac? Ori doctoratul, ori un om care are ceva de spus, nu are nevoie să facă asta. Spune direct. Da, uitam. Și interesul meu, ca și artist sau ca și creator, nu contează că e inginer, el tot creează omul ăla, da? Interesul meu este să vă anunț la ce m-am gândit. Nu să aud eu prin oraș că tu mă lauzi că eu am făcut ceva bun. Nu, bucuria, adevăratul creator este ăla care chiar se bucură că scoate ceva din el. Da, mă gândeam și cunosc și eu câțiva oameni care sunt doctori și își spuneau primul semn că e o problemă e când primul lucru, peste când după ce și-au luat doctorul, viață, frate. Nu, primul lucru după ce și-au luat doctorat a fost să schimbe tăblițele, să spună peste tot în toate semnăturile că sunt doctori, dar dacă le dau o dictare sau ei pune să scrie 3 idei din capul lor pe o hârtie, da, deci, copiii de clasa a doua ar fi maestri. Deci e penibilă treaba asta cu doctorat. Bun. Când discutam de... Apropo, ați donat pentru cumințenia Pământului? Nu, sub nicio formă. De ce? Nu am fost de acord cu asta și nici nu sunt în continuare de acord cu asta. Totul e o varză cu chestia asta, cu donația. Sunt mai multe puncte de discuție pe care le-am putea ataca în sensul ăsta. Unul dintre ele ar fi că aș începe cu ăsta, cu faptul că să ne imaginăm că Brâncuș ar fi aici lângă noi. Nu știu dacă vreodată l-ai vizualizat sau ți-ai pus problema că ai putea discuta cu el. El a fost și el un om care a murit acum câțiva ani, câteva zeci de ani. Nu? Un om a fost. Dacă ai fi știut câte ceva despre el, nu știu dacă ai fi îndrăznit vreo clipă să te joci cu conceptele astea, cu lucrarea lui, unde ajunge, unde o punem, ce-i cu ea, e artă, nu e artă. Păi ăsta dacă te duceai la el în atelier și se uita în ochii tăi și vedea că tu nu ai legătură cu sculptura, te dădea afară din atelier, direct, fără să te mai întrebe cum te cheamă. Îți crăpa capul dacă vorbeai ceva rău despre, nu despre arta lui, despre sculptură. Ori, această cumințenie a Pământului nu este o sculptură. Nu e o pietricică zgâriată de un sculptor. Nu e o sculptură. Ea este un obiect încărcat cu sentiment, idee și atitudine a domnului Brâncuș. Deci dacă eu nu judec lucrurile așa cu pietricica asta, cumințenia Pământului, risc să o iau, să o duc la Maramureș,
sau în vizită, cum vrea doamna ministru, prin țară, la Cenad, de exemplu, aici, la Timișoara, și să vină o băbuță și să treacă pe ea să zică că a murit pietroiul ăsta. Sau nu, mai rău, ce-o fi cu pietroiul ăsta pe aici? Și eu, om cult, să-i zic, păi mamaie, stai să vezi, a existat un brâncuș. Păi așa se face cultura, frate. Această sculptură nu este pentru toată lumea. Să o duc, hai să o arătăm. Nu. Și arta, în general, nu această sculptură, că de-aia aș vrea să ducem discuția mai spre zero. Arta nu este pentru toată lumea. Când spun că nu e pentru toată lumea, nu vreau să spun că e pentru unul mai deștept sau mai prost. Nu e pentru toată lumea în sensul că este pentru cine o vrea. Cui îi trebuie. Și atunci ea trebuie să fie undeva închisă, atenție, nu la așa la vedere, și te duci cioc, cioc, cioc. Bună ziua, am venit să văd asta, nu mai pot, îmi rup sufletul, că vreau să văd cumințenia pământului. Deci ce vreau eu să fac cu această... Îi dau bani băiatului ăstuia ca să o iau și să o duc unde? La într-un muzeu. De ce? Ce să fac cu ea? Ca să vin, să mă rog de român să vină la muzeu să o vadă. Că nu vine nimeni, frate. Câți oameni au fost la muzeu? Când ai fost ultima dată la muzeu, te rog frumos? La muzeu am fost. La muzeu de artă. La muzeu de artă? Anul trecut. N-aș vrea să continuăm discuția, că o să spun niște întrebări. Ce ai văzut? De ce ai fost acolo? Cum? Și o să ne încurcăm. Am fost la o știre în mare viteză. Și o să ne încurcăm. Știi? Așadar, ce vorbim aici de donația? Să donezi? Păi mă, frate, nu aș fi așa, dacă eu ar fi să dacă ar trebui să decid în legătură cu lucrul ăsta, eu primul lucru pe care l-aș face, aș avea un interviu cu Brâncuș. Ce părere ai? Cum crezi? De ce se întâmplă? Cum ai vedea lucrurile? Ne aflăm într-un impas în legătură cu sculptura ta. Și să-mi imaginez cam cum ar dialoga cu mine în sensul ăsta. Nu eu să procedez aproape ca un hoț. Am pus mâna pe asta, mamă, bine că nu mai e, nu că bine că nu mai e Brâncuș. Am pus mâna pe asta care, atenție, e și a mea, pentru că Brâncuș e al meu. Și acum ia să văd ce fac eu cu ea. Nu cred că asta e ținta. Din cauza asta spun că i-aș lua un interviu în contul macelui Brâncuș. Nu știu dacă am folosit bine termenul ăsta în sfârșit. Și cred, am citit undeva pe Facebook, un prieten de-al meu de pe Facebook, când își spunea părerea, zice, bă, cred că sculptura asta ar sta, primul lucru pe care l-aș face eu, el spunea, pe care l-aș face cu sculptura asta, l-aș dona muzeului Guggenheim, la Bilbao, unde, frate, acolo chiar se duce toată lumea din lume, cea iubitoare de artă, și se duce să-l vadă pe Brâncuș. Păi ce mândrie mai mare decât asta, tu să te duci în vizită la Bilbao, să-l vezi acolo și să-l vezi pe american sau pe oricine ar fi el, că a venit să o vadă. Și tu nici nu trebuie să-i spui lui ăla. Tu îți zici în gândul tău, sunt român, Brâncuș al meu, ăsta a venit să mă vadă pe mine. Nu crezi că e mai practic, ca să zic așa, decât să o închid? Nu, să întrebăm pe domnul Cioloș. Nu, eu întreb. De acolo. Întreb. Dar până așa, la urmă, dincolo de toate chestiunile astea, ce credeți că a fost în mintea celor care au venit cu acest proiect? O chestiune de public relation, de marketing sau de business? Nu știu cum să-i dea niște bani unui om și au zis hai să ne facem și puține imagini. Păi nu, s-a băgat într-o treabă care nu-i treaba lui. Ce treabă are prim-ministru cu sculptura lui Brâncuș, frate? Ce treabă are asta? Cum am început discuția cum am început noi doi discuția acum. Comunitatea are în jurul ei, gravitează în jurul ei niște bule cu profesioniști. Păi să-i întrebăm pe aia, frate, ce să facem cu sculptura. După aceea, mintea clară și vizionară a prim-ministrului sau a ministrului culturii să vegheze și să pună în practică ceea ce au hotărât specialiștii. Da, uneori mi-aduc aminte când vorbiți de specialiști, de 16.000 de specialiști ai CDR-ului. Că până și ideea de specialiști în România a fost distrusă la un moment dat de clasa politică.
frate, din păcate. Când o scoate din buzunar CV-ul meu și îl pun pe masă și citești ce-am făcut, când, cum, de ce și fără să-mi citești doctoratul, ci pur și simplu să vezi că eu când îmi fac CV-ul îți bag și niște link-uri cu poze, cu ce s-a întâmplat, cu dovada, adevărat, cu dovada, da? Păi după ce îmi citești CV-ul, tu mai stai să te mai gândești dacă sunt specialist. Dacă începi să te mai gândești, pierdem timpul și eu am treabă multă că sunt specialist. Corect. Da, e de văzut ce va fi. Întrebarea mea este, apropo de Timișoara, capitală culturală europeană în 2021. Un context minunat pentru toată lumea, nu numai pentru Timișoara. Unii au zis că nu trebuia să ia Timișoara, trebuia să ia Cluj. A fost mare supărare la Cluj. Nu mai zic pe la București cu... Doamna Firea, care a dat-o cu buta în baltea. Cine-i cu... doamna Firea asta, bă, frate? E o fată. O fată care a ales o comunitate să conducă. Nu, a pus, în sfârșit. Da. A ales o comunitate, ales-o. Așa este. E cu vot, cu democrație. Democrație cine s-a pe dus votul la vot? Da. Cine nu s-a dus, să tacă. Acum plânge. Să tacă. Să tacă, înseamnă că s-a lăsat la mâna celorlalți. Așa este. Așa este. Nu. Bun. Ce înseamnă pentru Timișoara lucrul ăsta? Și aș întreba un om care e din afara Timișoarei, căci aici la Timișoara am auzit deja atâtea variante și atâtea. Cât de important este pentru Timișoara lucrul ăsta și dacă este, cum spunea cineva, o a doua șansă imensă de afirmare a orașului după, sau prima șansă de afirmare a orașului după decembrie 89? E capitală, după părerea mea. Nu știu dacă sunt eu cel mai potrivit om să mă întrebați asta, pentru că eu am o relație specială cu orașul ăsta de mult timp, de vreo 20 de ani. Dar încerc să fiu obiectiv și dovedesc că sunt obiectiv spunându-vă următoarele lucruri. Timișoara, noi spuneam că e important acest context nu numai pentru Timișoara, ci pentru toată comunitatea culturală din țară. Lucrurile nu se fac pentru Timișoara, lucrurile se fac pentru România. Timișoara s-a transformat în acest context într-o scenă. Nici mai mult, nici mai puțin. Acum nu depinde decât de autorități să fie atât de deștepte și să folosească acest context în favoarea orașului. Dar capitală culturală, repet, contextul este pentru toată lumea. Și când spun că trebuie să fie foarte atentă și să folosească aceste resurse în beneficiul orașului, așa, mă refer la faptul că nu trebuie să fie egoistă această autoritate și să zică, acum suntem capitala Europei, noi suntem jupuri, toți noi suntem timișorenii îi punem în valoare, bun, răi, nu contează, dar oricum avem mulți buni și îi punem pe ăștia pe scenă. Nu, frate, dimpotrivă, trebuie să atragi ce este eclatant la Cluj, ce este eclatant la Iași, la București, să-i atrage aici. Pentru că produsul lor rămâne la tine în curte. Simplu. În același timp, cu cât vedetele sunt mai importante și mai puternice la tine pe scenă, Europa se uită mai atent aici. Pe Europa nu mă mai interesează că a venit cel mai important artist din Cluj pe scena Timișoarei. El știe așa, la Timișoara l-am văzut pe Gică. Deci și îi rămâne Timișoara lui în cap. Ori dacă nu sunt atât de atent cu chestia asta, o să fac o varză. Asta este. Repet, este foarte important. Are două rezultate de valoare acest context pentru Timișoara. Unu, că poate să atragă valoare în oraș și să aibă o vizibilitate maximă care îi aduce alte beneficii, poate nu pe loc. Dar în viitor, Europa știe de Timișoara și știe de bine. E simplu, nu știu, e o întrebare redundantă pe care mi-a spus-o. Ar trebui să fie așa, n-ar trebui să vorbim despre asta. Ba da, pentru că deja... au ajuns unii care n-au avut nicio treabă cu proiectul, da? Cu tot ce s-a întâmplat până acum și au început, deja și-au spart pieptul bătându-se cu cărămida. Asta e omenesc. Nu, e omenesc până într-un punct. Nu, e mai grav decât atât din punctul meu de ziarist și atât. Este că deja încep să dea direcții ei, asta e problema. Neavând
nicio legătură, necitind nici măcar proiectul câștigător și neînțelegând nici măcar, și mai grav, mecanismul de desfășurare a lucrurilor, dar dau deja sentințe și decid și anunță și ciordesc. Nu, cuvântul furat e prea frumos, ciordesc. Ce în loc să construiască, să se pună cumva nu la contează, o masă... Nu contează, eu m-aș lăsa și furat, nu contează. Da, da. M-aș lăsa furat ca proiectul meu să fie benefic pentru societate. Nu asta e problema mea cu furatul. Problema mea e că dai direcții greșite. Aici frate. E problema. Și suferim cu toții din cauza asta. Da. Să vedem ce o să fie așadar instalat vineri de la ora... 7. Ora 19 la restaurantul Amfora. Unde surpriza... Peste drum de DNA. Ca și... să fie mai simplu pentru cine nu știe, lângă fosta schelă de petrol și surpriza... Surpriza serii este că avem invitați pe Les Elefant Bizar, care o să ne cânte, avem un concert de o oră la Amfora. Și așadar, pe lângă arhitectură și design, vom avea și muzică și bună voie, ca să zic așa. Doamnelor și domnilor, vineri seara, nu vă mai uitați la telenovele, mai lăsați meciurile de fotbal și ieșiți așa, puțin, la aer, curat, cu multă cultură și design. Să fie de toate, până mâine seară. Vreau să vă spun doar atât, ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfâșie. O seară nebănuită.